Vă salut într-o zi frumoasă de marți. Bună dimineața! Vă doresc o zi de marți cu mult noroc și fericire. Aveți grijă de voi! Și cum prima lecție după orar este activități de învățare în grup, eu, învățătoarea voastră Șeitan Maia, vă propun să începem. M-am gândit să vă ridic puțin dispoziția cu o glumă. Este un dialog. Azi, ai de gând să faci ceva? Nimic. Dar tot nimic ai făcut și ieri. Da, dar nu am terminat. Sigur că nu se referă la nimeni din clasa noastră, pentru că toți copiii ieri au lucrat cu un alt grad de responsabilitate. Țin să mulțumesc și părinților care v-au îndrumat și v-au ajutat. Doar împreună putem forma o echipă. Vă propun să începem cu mesajul de astăzi. Doar că în clasă el era afișat pe șevalet, iar astăzi e pe calculator. Găsiți cuvinte cu sens opus celor subliniate pentru a forma propoziții adevărate. A venit primăvara cea tristă. Este subliniat cuvântul tristă. Țin să-ți aduc aminte, cuvintele cu sens opus sunt dacă unul este mic, celălalt e mare, dacă unul este urât, celălalt e frumos. Și dacă în prima propoziție e subliniat cuvântul triste, cuvânt cu sens opus e veselă. Natura a adormit. E subliniat cuvântul a adormit cu sens opus? S-a trezit. Soarele zgârcit, cuvânt cu sens opus pentru zgârcit, dacă unul e zgârcit, altul e darnic. Cu razele reci, e subliniat cuvântul reci, cu sens opus avem cuvântul cald. Vestește cu tristețe, subliniat cuvântul tristețe, sensul opus al lui este veselie. Sosirea urâtei, cu sens opus pentru cuvântul urâte, frumoasei primăveri. Hai să citim încă o dată mesajul de la început, doar că în loc de cuvintele subliniate, să spunem deodată cuvântul cu sens opus. Hai să începem împreună. Ești gata? Începem. A venit primăvara cea veselă. Natura s-a trezit. Soarele darnic, cu razele calde, vestește cu bucurie sosirea frumoasei primăveri. Bravo, ai reușit! Astăzi vom învăța ordinea efectuării operațiilor în exercițiu cu paranteze. Reține! Într-un exercițiu cu paranteze, efectuăm întâi operațiile din paranteze. De-abia acum am văzut greșeală în cuvântul operațiile. Am exercițiul 6 înmulțit. Deschid paranteza 8 minus 5. Închid paranteza. Este egal. În acest exercițiu am paranteza cu exercițiul 8 minus 5, ceea ce înseamnă că întâi efectuez operația de scădere din paranteze și pun deasupra 1, ceea ce înseamnă prima operație. Apoi efectuez și înmulțirea și scriu deasupra 2, ceea ce înseamnă a doua operație. Hai să calculăm împreună. 8 minus 5 este egal cu 3 și 6 înmulțit la
Paranteza am calculat-o că este egal cu 3, 6 înmulțit la 3 obțin 18. Exercițiu de mai jos. 96 minus 72, am această operație în paranteză, împărțit la 8. Pentru că știu regula, într-un exercițiu cu paranteze, efectuez întâi operația din paranteze, efectuez 96, scriu întâi prima operație la scădere, era două operație la împărțire. Și efectuez. 96 minus 72 este egal. Dacă e nevoie, butonează pauza și calculează în maculator, în coloniță, 96 minus 72. Corect, ai obținut, spune tu, 24. 24 împărțit la 8 este egal cu, corect, 3. Exercițiul următor. 4 înmulțit, deschid paranteza, 81 împărțit la 9, închid paranteza. Întâi, numerotez ordinea operațiilor. Prima operație scriu la împărțire, a doua operație scriu la înmulțire. Efectuez. 81 împărțit la 9 este egal cu, spune tu, 9 și 4 înmulțit la paranteză, paranteza e egal cu 9, 4 înmulțit la 9 este egal cu 36. Exercițiul următor. 70 minus, deschid paranteza, 13 plus 8, închid paranteza. Numerotez ordinea operațiilor. Scriu 1 deasupra la adunare, căci se află în paranteze, și 2 deasupra scăderii. 13 plus 8 este egal cu, spune tu, 3 plus 8, îți amintești că e 11, și cu 10, 21. Operația a doua, 70 minus 21. Poți să calculezi pe maculator, dar poți să calculezi și oral. 70 minus 20 este egal cu 50. 50 minus 1 este egal cu 49. Corect. Pune butonul pe pauză și deschide manualul de matematică la pagina 106. Ești gata? Și eu am pus o poză cu niște exerciții din manual. Hai să explicăm cum se rezolvă exercițiul 1, pentru că mai târziu va trebui să-l rezolvi tu, sinestătător, în caiet. 1. Numerotează operațiile și ordinea efectuării, apoi calculați. Prima coloniță. 8 înmulțit la 7 minus 3. Deasupra aici vei scrie 1, că aceasta este prima operație, iar la înmulțire scrii 2, căci aceasta este a doua operație. 7 minus 3 este egal cu 4, iar 8 înmulțit la 4 vei scrie 32. Exercițiul următor. Prima operație vei scrie 1 la scădere, pentru că efectuezi întâi operația din paranteze, iar 2 vei scrie la înmulțire. Vei calcula dacă ai nevoie pe maculator și vei scrie rezultatul. Exercițiul următor. Numerotez întâi ordinea operațiilor. Scrii 1 la adunare, căci este operație din paranteze, și 2 la împărțire. Apoi efectuez și scrii rezultatul. Atunci când scrii în caiet, nu pui liniile pe care le vedem în manual, ci am învățat că lăsăm 4 pătrățele de la o coloniță la alta și astfel lucrăm. Exercițiul 2 este o problemă. 2A. Rezolvați problemele cu justificări și prin exercițiu. Ți-ai amintit? Prin justificări, adică justificarea o scrii la sfârșit în paranteze. Hai să citim împreună problema. Dar împreună citești și tu. Într-o livadă cresc 5 pieri și de 5 ori mai mulți mieri.
Câți pieri și mieri sunt în total? Este o carte de ediție veche, de ce e scris sunt, noi știm că corect este sunt. După ce mai citești încă o dată problema tu singur, vei scrie în căițelul tău schema problemei. Pieri, puncte, puncte, 5, mieri, puncte, puncte, așa. Nu știu câte pun semnul întrebării, dar știu că de 5 ori mai mulți. Întrebarea este câți pieri și mieri sunt în total. Poți să scrii întrebarea, dar poți să scrii semnul totalului cu semnul de întrebare. Spune, prin ce operație aflu totalul pomilor? Da, prin adunare. Aduni numărul de mieri cu numărul de pieri. Poți aduna printr-o singură operație? Nu, căci nu știi câți mieri sunt. De aceea, întâi vei afla în prima operație câți mieri sunt. Vei folosi operația de înmulțire, pentru că de 5 ori mai mulți înseamnă să-l repet pe 5 de 5 ori. Nu vei uita să scrii în paranteză că aceștia sunt mieri. Apoi, în a doua operație, vei putea să aduni numărul de mieri cu numărul de pieri. Și vei scrie pomi în total. După aceea, sarcina spune să rezolvi problema și printr-un singur exercițiu, adică să aduni 5 pieri plus 5 mulțit la 5, luați în paranteză, mieri, și să calculezi câți pomi sunt în total. Ți-ai amintit? Bravo! Continuăm! Îți propun să creăm și să rezolvăm împreună o problemă după exercițiul și desenul din exercițiul A. Despre ce se vorbește în problemă? Corect, despre creioane și despre pixuri. Câte creioane sunt, scrie aici? 9. Câte pixuri sunt? În paranteză, 9 plus 3. Spune, dacă folosesc 9 plus 3, asta înseamnă că ce expresii utilizez eu în condiția problemei? Așa, cu 3 mai mult, corect. Întrucât adun creioanele cu pixuri, intuiesc că întrebarea problemei este câte creioane și pixuri sunt în total. Corect. Începe așa. Mama a cumpărat, apoi pune butonul la pauză și alcătuiește singur condiția problemei. După aceea revii și te autoevaluezi. Ai reușit. Sunt bucuroasă. Hai acum să te evaluez. Eu încep. Mama a cumpărat 9 creioane și cu 3 mai multe pixuri. Câte creioane și pixuri a cumpărat mama în total? Dacă și tu ai alcătuit o problemă asemănătoare, suntem într-un gând și suntem bravo amândoi, și eu și tu. Hai să calculăm acum. 9 plus 3 este egal cu așa și plus 9 este egal cu, calculează singur. În continuare, mai jos, avem niște exerciții circulare. Eu îți amintesc, în exercițiu circular, al doilea exercițiu va începe cu rezultatul primului. Hai să vedem. 16 plus 56, în paranteză, împărțit la 8. Efectuez întâi adunarea și obțin 72. 72 împărțit la 8 este egal cu 9. Deci următorul exercițiu pe care îl vei scrie tu va începe cu 9. 9 înmulțit la și așa mai departe.
Dacă iubești să rezolvi exerciții și dacă încă n-ai obosit, îți propun să rezolvi și exercițiile circulare în caiet. Dar nu este obligatoriu. Dragi părinți, nu impuneți copiii să rezolve și acest exercițiu. Dacă vor, îl rezolvă. Dacă nu, e la dorință. Continuăm. Astăzi, la limba română, va trebui sinestătător să înveți a povesti textul despre învățătorul Ion Creangă. Nu uita! Întâi, după ce citești de două ori textul, îl povestești odată cu carte deschisă, ca să mai tragi cu ochiul în carte. Apoi, povestești cu cartea închisă de două ori. Dacă ești gata, îl povestești unui matur. Nu uita, îți propun niște criterii de succes. Ca să ai succes, trebuie să anunți titlul și autorul textului, să redai conținutul textului, așa cum este el în carte, să utilizezi cuvintele cheie. Te uiți în carte, este un chenar galben unde scrie cuvinte cheie și desenată o cheie. Deci atunci când povestești, utilizezi aceste cuvinte. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din text. Îți amintești, noi ieri am învățat cuvinte noi: comunicativ, nu ne strunea, smirne, să cârmuim. Deci atunci când povestești, folosește aceste cuvinte. Expun coerent și clar fiecare gând. A doua sarcină pentru lucru sinestătător la limba română este exercițiul 5, pagina 124. Acolo scrie: transcrie ultimul aliniat din text. Găsește și subliniază comparația. Îți mai amintești tu că aliniatul este fragmentul care nu începe de la începutul rândului, ci are puțin loc liber lăsat. Ultimul aliniat, cel de la urmă, începe: într-o zi s-a urcat, și se sfârșește cu roata carului. Trebuie să-l transcrii, să transcrii corect toate cuvintele, să respecti regulile ortografice și de punctuație, să respecti cerințele organizării estetice a scrisului în pagină, aliniat, literă mare, să scrii lizibil și cu acuratețe. Lizibil înseamnă îngrijit, fără ștersături. Apoi să subliniez comparația. Ții minte, comparația înseamnă când compari cu ceva: frumos ca mama, albastru ca cerul. Aici în text ai comparată pălăria lui Ion Creangă. Vei găsi singur. Apoi, la educația moral-spirituală, avem tema să protejăm natura. Suntem în ajunul sărbătorilor de Paști și îți propun să îngrijești un colț din ograda ta, sau mătură ograda, sau adună niște gunoi ce s-a grămădit acolo într-un colț după ce ieri a bătut vântul, sau fă puțină ordine în grădina cu flori, udă, afânează solul, sau poate părinții îți propun alt lucru de aranjare și de solubrizare a curții tale. Știu că ești un copil harnic și vei reuși. Și la final vreau să zic: copile drag, ești important pentru mine. Te ascult, îmi pasă de tine, știu că poți, am încredere în tine și la sigur vei reuși. Cu drag, învățătoarea ta!